În zona municipiului Câmpul Lung, o zonă bogată în istorie, se regăsesc multe lăcașuri de cult vechi de sute de ani. Printre acestea se numără și Biserica Șubești, închinată Sfântului Ierarh Spiridon, zidită la mică distanță de mănăstirea Negruvodă. Sfântul Spiridon s-a născut în jurul anului 270 în localitatea Aschia din insula Cipru, pe timpul Sfântului Împărat Constantin cel Mare. Acesta a fost ales episcop al cetății Trimitunda din apropierea orașului Pafos, el participând și la primul sinod ecumenic de la Nicea în anul 325, atunci când a combătut erezia lui Arie. Sfântul Ierarh Spiridon a trecut la cele veșnice în anul 348, la vârsta de 78 de ani, moaștele sale găsindu-se și astăzi într-o biserică din insula Corfu, în Grecia. Printre lăcașurile de cult care poartă hramul Sfântului se află și Biserica Șubești din municipiul Câmpul Lung. Astfel, în seara zilei de 11 decembrie, dar și în dimineața zilei de 12 decembrie, credincioșii pot participa la slujbele speciale care se vor oficia cu acest prilej. În data de 11 decembrie, la orele 5, după amiază, 17 după amiază, o să începem Sfânta Priveghere, vecernie și litie și acatist, împreună cu frații preoți, într-un sobor frumos de preoți, așa cum am făcut an de an. Iar a doua zi o să săvârșim Sfânta Liturghie, cu această ocazie și cu hramul bisericii noastre, la care vor fi invitați de asemenea alții preoți slujitori care vor putea să vină și care nu vor săvârși, probabil la parohiile lor, Sfânta Liturghie. Lăcașul Brăslei Șubarilor a fost ridicat pe locul unei biserici de la 1551-1552. Actuala biserică Șubești, numită în unele documente și Popa Ene, este zidită în 1779 de arhimandritul Dositei, egumenul mănăstirii Câmpul Lung și de logofătul mănăstirii Trandafir, în vremea lui Alexandru Ipsilanti. Potrivit scrierilor, Sfântul Spiridon pleacă periodic din racla sa pentru a-i ajuta pe oamenii care îl cheamă în rugăciune, cu credință și cu dragoste, pretutindeni în lume. Alergând prin lume să facă bine tuturor celor care au nevoie de ajutorul său, Sfântul cel Milostiv își tocește periodic încălțămintea, papuci din mătase. Pentru minunatele plecări din raclă ale Sfântului Spiridon, părinții slujitori la catedrala din Corfu îi schimbă anual veșmintele și încălțămintea tocită. Începând cu anul 2017 și lăcașul de cult mușelean adăpostește unul dintre papucii Sfântului.